Îl trebuie să pregătesc răspunsul, nu? Ne motivează să găsim întotdeauna soluții ca dreptul să susțină businessul clienților noștri, să ne creștem propriul business și unii pe alții. Mereu am simțit că ce fac are sens. Ideea asta de a înțelege clienții și de a înțelege oamenii din jur e unul din motivele pentru care iubesc să fiu aici. Și bucuria de a descoperi mereu noi soluții și perspective inedite. Bucuria de a face drept. Avem șansa să lucrăm cu oameni inovativi. Ne facem un fel de mini supereroi. Nu mi-am dorit dintotdeauna să devin avocat, dar cumva aici mi-am dat seama că îmi place mai mult decât credeam. Realitatea a fost exact așa cum mi-a fost descrisă și cred că ăsta a fost unul dintre lucrurile cele mai importante care m-au ținut alături de această echipă în tot acest timp. Faptul că oamenii își țin promisiunile și oamenii sunt foarte responsabili și sunt foarte ancorați în realitate. Timp de 20 de ani mi-a plăcut în fiecare zi ce fac, mi-au plăcut proiectele pe care lucrăm, clienții, echipele clienților, mi-a plăcut să colaborez cu cei care sunt parte din echipa noastră. Pe mine mă motivează faptul că noi am putut participa la construirea unor afaceri, o tranzacție care a avut succes și care a permis business-ul să treacă la nivelul următor. Vreau să fim cei mai buni în ceea ce facem și încerc să aduc oamenilor din jurul meu exact același mod de a gândi. Voința colectivă a tuturor dintre noi de a fi mai buni și importanța muncii noastre pentru clienți. Recunoașterea din partea clienților. Pentru mine e foarte motivant această întrepătrundere între activitatea foarte intelectuală și specifică avocaților cu partea de tehnologie. Progresul. Posibilitățile de dezvoltare sunt practic nelimitate. Avem ocazia să ne implicăm în mandate din ce în ce mai complexe. În fiecare zi te întâlnești cu o nouă provocare. Un ecosistem foarte colorat, în care ai acces la clienți din industrii variate. Și cu business-uri din ce în ce mai diferite. Rep și Asociații cred că este locul ideal pentru dezvoltare. O carieră plină de oportunități. Cel mai cool lucru la practica asta este că, într-adevăr, folosim tehnologia în viața de zi cu zi. Avem și colegi roboți, nu doar colegi avocați.